Bine, v-am găsit la o nouă emisiune A-Life și astăzi vom discuta despre epuizare, despre burnout, despre cum ajungem acolo și cum să depășim această stare de epuizare. Și am o invitată specială cu mine astăzi aici, Loredana Lazar. Bine ai venit! Mulțumesc, bine vă v-am găsit și pe voi! Loredana, scuză-mă, Loredana este psihoterapeut, este coach și a venit astăzi special pentru noi în această industrie a florilor și pentru toți cei care ne urmăresc să discutăm despre cum stabilim atunci când ajungem într-o stare de epuizare, cum ne dăm seama, mai ales noi în industria noastră, când facem din pasiune ceea ce facem, când muncim foarte mult să ajungem la niște rezultate, totuși la un moment dat ajungem în starea aia, cum ne dăm seama că este burnout. Să știi că mi-a plăcut foarte mult zona asta de topic, de burnout, pentru că e foarte greu să înțelegi ce ți se întâmplă și poate e riscul să zici că doar e oboseală cronică. Sunt foarte obosit, am ajuns la capătul puterilor, fac foarte multe lucruri, lucrez peste program și sunt plin de task-uri și pe de altă parte îți dai seama că fizic ești lipsit de energie, nu mai ai energie, nu mai poți să faci lucrurile în același mod. Deci, cumva, epuizarea nu e același lucru cu oboseala cronică. Da. Care e diferența între epuizare și oboseală cronică? Păi, în partea de epuizare, pur și simplu nu mai ai energie. Îți dai seama că trebuie să te relaxezi, să stai un pic cu tine, să dormi mai mult, poate să mănânci mai sănătos sau să faci sport. Când vine vorba de oboseală cronică, nu mai ai motivație, nu mai interacționezi cu ceilalți oameni într-un mod pozitiv. Poate apar stări de rău, efectiv fizic, nu știu, te doare spatele, ai dureri de cap. Deci merge în zona asta de simptomatologie fizică. Simți mult mai mult, corpul tău e nu doar epuizat și o să dorm mai mult și mâine o să mă simt mai fresh, ci pur și simplu și mental deja începi să simți anumite lucruri că nu mai merg la fel ca și înainte. Deci cumva atunci când sunt obosită cronic, degeaba dorm până la ora 10:30, tot obosită mă simt, sunt așa într-o stare apatică, cumva lipsită de motivație, lipsită de motivație, cred că e cel mai bun cuvânt, adică nu mai, dacă până atunci îți plăcea ceea ce făceai, erai foarte pasionată de domeniul în care ești și puneai foarte multă inspirație și creativitate, la un moment dat cumva simți că ți se taie tot și nu mai ai niciun chef. Da. Deci asta e oboseala cronică, diferită față de epuizare, care este doar o epuizare fizică, în sensul în care te-ai culcat, te-ai odihnit un weekend, luni ești gata pe baricade. Plin de energie, da. Partea de burnout merge mai mult în zona asta de oboseală cronică, dar se îmbină cu partea de efectele care le simți psihologic. Mm-hmm. De exemplu, ești mult mai pesimist. Ai impresia okay. că toate lucrurile converg cumva să ți se întâmple numai ție. Exact cum ziceam, nu mai ieși din casă, mergi doar la lucru, lucrezi foarte mult, pasionat și pe urmă ajungi acasă și doar mănânci, faci un duș și te uiți în continuu la seriale. Poți să ajungi în partea asta extremă în care nu mai interacționezi cu ceilalți oameni foarte mult. Și asta este tot unul dintre, să zicem, simptomele acestei stări de burnout și de oboseală cronică, pentru că nu mai socializezi, nu mai interacționezi, nu-ți mai vine să ieși, mai ales acum că s-a mai relaxat toată povestea asta cu izolarea, totuși oamenii parcă nu mai ies așa de mult, nu mai se întâlnesc așa de mult. Ar putea să fie totuși o oboseală cronică pe care avem și am acumulat în perioada asta? Ce am observat, exact cum ai zis, în perioada asta mulți dintre noi ne-am simțit triști. Ne-am simțit izolați, dar izolați nu doar la nivelul de interacțiune, ci și pur și simplu că am stat în casă, izolați între cei patru pereți ai apartamentului. Ar trebui să încercăm să ne dăm seama cum anume am putea să identificăm zona asta de burnout. Pentru că doar dacă mă simt trist, doar dacă mă simt izolat, asta e o chestie care la un moment dat trece. În schimb, burnout-ul merge mult în zona de ce facem la job, la lucru. Sau în zona de pasiune. Lucrez foarte mult cu pasiune, dar mă trezesc la un moment dat că stau în fața calculatorului 8 ore
și nu mă ridic de acolo, în continuu căutând tutoriale, în continuu căutând informații. Și atunci trebuie să fac diferența între cum mă simt acum și ce nevoie am. Deci cumva atunci când ești, toți avem momente în care suntem triști, suntem demotivați și așa mai departe, dar totuși alea trec, cumva sunt, nu știu, ai o săptămână mai proastă sau ai câteva zile mai proaste, dar deja când perioada se prelungește peste o săptămână sau, nu știu, spune tu, cam cât ar fi, cum ne dăm seama că, ok, e o perioadă în care mă simt tristă sau mă simt demotivată și e o perioadă în care am ajuns în burnout? Adică probabil când trece de o săptămână, când îți dai seama că ok, m-am odihnit, adică am dormit, am mâncat sănătos, mi-am mai mișcat un picuț și fundul să mai fac niște abdomene și niște exerciții, da, să mișc un picuț corpul și totuși nu am motivație, totuși sunt nemulțumită, totuși nu simt aceeași drive de a face lucruri. Atunci știu că sunt în zona de burnout. Mm-hmm. Burnout-ul este ceva... E ca și cum ai mânca zilnic cartofi prăjiți. Îți plac foarte mult, știi că sunt, te hrănești din ei, dar la un moment dat simți că e prea mult. Nu mai pot să fac deci chestia asta. Deci e o stare asta. De saturație. E o stare de saturație. Și de monotonie până la urmă. Uh-huh. Apropo, vreau să vă rog, dacă aveți întrebări, puteți să lăsați în coment și Loredana aici să ne răspundă la întrebări. Cum ne dăm seama că suntem într-o stare de burnout? Cum depășim? Cum să nu ajungem acolo, Loredana? În general, cea mai bună tratament ar fi prevenția. Da. Adică încerci să nu ajungi în zona asta identificându-ți mai întâi nevoile. Ce nevoi am eu? În ce zonă vreau să mă îmbunătățesc viața și unde sunt lucrurile mele care merg bine acum sau foarte bine. De exemplu, sunt o persoană sportivă, ies la alergat, indiferent cum a fost acum cu perioada de izolare, am putut să ieșim să alergăm. Deci ies la alergat, îmi mai gătesc acasă, mănânc sănătos, am o relație bună cu prietenii, deci cumva simți că lucrurile merg bine la un moment dat pe o parte din viața ta, pe o are din viața ta. În schimb, dacă îți dai seama că jobul pe care l-ai nu te mai mulțumește, poate nu primești neapărat suficientă satisfacție, poate salariul nu e neapărat cel mai bun, încerci să-ți dai seama, e ca și o diagramă. Nevoia mea pe parte personală e îndeplinită, da? Am toate lucrurile. Okay. Am copii, copiii sunt bine, sănătoși, soțul bine, casa și așa mai departe, dar pe partea asta de afacere cu flori sau job și așa mai departe, lucrurile scârție. Ce facem atunci? Încercăm să ne dăm seama care este de fapt problema. Foarte multe persoane sar această etapă a descrie clar problema. Care este problema pentru mine? Ce mă deranjează? Ce mă afectează cel mai tare? Faptul că nu merge foarte bine afacerea? Faptul că au scăzut vânzările? Păi, acum gândește-te că sunt foarte mulți floriști care s-au bazat pe sezonul nunților și evenimentele nunțile s-au anulat, s-au amânat, sau sunt foarte puține, cu număr mic de oameni. Și atunci, clar că a fost o ruptură foarte mare și o schimbare foarte mare pentru toată industria. Deci, clar, există aici niște nemulțumiri sau niște schimbări foarte mari la care floriștii trebuie să facă față. Cel mai important este să ne dăm seama că nu suntem singuri. Nu ești singura persoană care trece prin această perioadă, prin această situație. Și atunci, ce poate face o persoană de genul ăsta este să-și dea seama, ok, cine mai trece prin aceeași chestie ca și mine și ce aș putea să facem împreună. Pentru că, dacă reușești să găsești oameni alături ție, veniți împreună cu idei creative. Ok, nu mai merge partea de nunți, dar oamenii încă sunt pasionați, încă cumpără flori. Cum aș putea sau în ce formă aș putea să aduc produsul acesta, să zicem așa, ca oamenii să-l asimileze, să-l cumpere? Cum aș putea să fac lucrul ăsta? Și atunci începi să faci exchange cu ceilalți oameni. Și asta e foarte bine și pentru partea de motivație. Pentru că îți dai seama că poți face ceva. Nu mai mergi în zona asta de demotivare și de apăsare, cumva, că, ok, doar eu sunt în situația respectivă. Să știi că ieri am finalizat 3 luni de foundation cu fetele, foundation care a început în mijlocul pandemiei. Și le întrebam cum se simt ele acum după 3 luni de zile și au spus a fost cel mai bun lucru pe care l-au putut face pentru că nu au simțit acea constrângere, nu au simțit acea schimbare, nu au simțit demotivarea că lucrurile nu mai merg așa cum mergeau și nu mai sunt așa cum erau și faptul că au fost într-o comunitate și exact ce ai spus tu foarte bine ai punctat,
faptul că au fost într-o comunitate în care au văzut că nu sunt singure, nu sunt singurele care au aceeași problemă, care sunt în aceeași situație, și asta le-a motivat, plus faptul că focusul a fost pe a învăța, pe a face ceva, nu pe a sta și a ne plânge că lucrurile nu mai sunt cum erau altă dată, și am găsit împreună soluții. Ce vorbești tu acum este foarte fain sumarizat într-un singur cuvânt. Este reziliență. Ce fac atunci când sunt in a bottom, cum ar veni, într-o zonă foarte adâncă din viața mea în care nu mai găsesc soluții? Pe fundul găleții. Exact, da. Și ce ar vrea să fac ca să ies din ea? Unii oameni chiar au nevoie să treacă prin experiența asta, să se bălăcească în depresie, într-o adâncire, într-un sentimente negative, pentru că la un moment dat ajung și zic, ok, până aici. Și când îți dai seama că ai atins rock bottom, jos de tot, îți dai seama că ai și oameni care te pot ajuta. Și asta, schimbarea asta între nu merg lucrurile foarte bine, înspre a cere ajutor, înspre a deveni creativ, înspre a accesa cursuri online în care pur și simplu aflu informații noi, asta este reziliența. Și mulți dintre noi încercăm să o dezvoltăm prin a învăța lucruri noi, prin a aduce plus valoare. Ok, nu mai pot să fac bucățica asta, dar aș putea să mă îndrept și să mă îmbunătățesc în cele 3 luni, cât știu că trebuie să stau în casă. Și ce facem? Pentru că acum am terminat cu izolarea, dar totuși lucrurile nu au revenit cumva la normalul care era înainte. Suntem tot în starea asta în care lucrurile nu funcționează cum au funcționat altădată. Ce facem acum și revenind la burnout, știi? Adică când ești în starea aia de nu mai ai chef de nimic, apropo că lucrurile nu mai sunt cum erau, nici nu mai merge afacerea cum mergea, cum ești acolo? Cum îți găsești din nou motivație? Eu, de exemplu, când încerc să mă motivez și să-mi dau seama ce a mers bine în viața mea până acum, încerc să cer feedback celorlalți. Și sunt convinsă că toate fetele care au deja un business în zona asta, poate e un moment bun să ceri feedback clienților pe care i-ai avut deja. Să-i întrebi cum a fost pentru ei. Deci este un moment în care să tragi linie, să te uiți înapoi, nu doar înainte. Poți să aduci foarte multe zone de opinii, de sugestii sau de feedback, și feedback-ul lor e foarte important pentru că îți spun ce poți face sau la ce idei te poți gândi pentru când va reveni într-o zonă mai normală, să zicem, business-ul și afacerea. Și atunci extragi tot feedback-ul ăsta, îl prelucrezi, stai un pic cu tine să te gândești în ce zonă vreau să duc și mai ales afli nevoile lor. Pentru că poți să aduci zona de pasiune, poți să aduc toată creativitatea mea în fața unui client, dar dacă nu ating exact zona pe care el o are nevoie, lucrez efectiv doar pentru a-mi satisface eu pasiunea, vocația. Corect, deci avem ocazia de a ne uita odată ce am făcut bine înainte, de a discuta și a nu pierde contactul cu clienții noștri, mai ales acum, da? Să zicem, sunt foarte multe nunți care s-au amânat pentru anul viitor. Ei, este o perioadă bună în care să ne cunoaștem și mai bine clienții, viitorii miri, să vedem care sunt, de fapt, dacă altădată eram pe fugă și pe repede înainte și pe nunți, pe bandă rulantă și așa mai departe, anul acesta, perioada asta până anul viitor, în ianuarie, în februarie, când vor începe nunți pe bandă rulantă și mai mult, pentru că sunt nunți care încep de luni până duminică, în fiecare zi din săptămână sunt nunți, cu siguranță va fi din nou o fugă de a recupera ceea ce a fost. Și avem perioada asta în care să ne uităm înapoi, cum ai spus tu, să discutăm cu clienții noștri, să vedem ce am făcut bine, ce ne-a caracterizat pe noi, de ce ne-au ales pe noi pentru serviciile pe care le oferim, și după aceea să ne dăm seama, când tragem linie, care sunt nevoile lor actuale și cum putem să le împlinim. Pentru că, da, oamenii au nevoie de flori, au nevoie de natură. Ieri am fost invitată la Antena 7 într-o emisiune și am primit foarte multe întrebări despre plante. Cum, de ce mi se usucă planta X din sufragerie, bonsaiul, ce să fac, cum să ud, și așa mai departe. Și mi-am dat seama de, indiferent de perioada în care ne aflăm, oamenii au nevoie de plante, și mai cu seamă alte femei, pentru că suntem între femei aici, avem în noi
deschiderea asta spre natură și dragul ăsta pentru plante și pentru flori pe care putem să îl cultivăm și în businessul nostru. Sunt foarte multe chestii care le poate face un florist și chiar dacă blogurile în general sunt deja, toată lumea are blog și toată lumea încearcă să spună sau să trăinuiască informații legate de plante, cred că fiecare dintre voi de acasă vă puteți gândi ce pot aduce eu în plus ca și valoare. Dacă mi-aș face un blog sau o informație sau o postare, ce informații aș putea să pun de valoare acolo pentru ca oamenii să citească? Și asta e și o invitație de bine ați venit pentru ceilalți, pentru că se apropie de mine și încearcă să mă cunoască. Și atunci pot la fel să fac un custom made, cumva să adun informațiile în așa fel încât produsul pe care îl fac să fie specific pentru persoana respectivă. Da, uite că am ajuns în zona de business de la zona de burnout, știi? Cum se leagă lucrurile. Deci în momentul în care suntem lipsiți de motivație, suntem obosiți, unul la mână să ne odihnim, unul la mână, first. Doi la mână, după ce ne-am odihnit, să ne găsim, uite, știi ce fac eu în momentul în care sunt într-o stare din asta de epuizare, de oboseală, pe lângă faptul că dorm și când nu mai îmi ajunge somnul, încerc să îmi pun pasiunea și în altceva. Încerc să mut focusul de pe ceea ce fac în, nu știu, un gătit sau în a citi în altă sferă decât sfera florilor și business-ului și dezvoltare personală și așa mai departe, ca să mă deconectez și să-mi deconectez creierul de același subiect. Pentru că până la urmă rutina pe care noi o avem, prin care noi ajungem de fapt la burnout, putem să o rupem prin a ne focusa pe altceva. Poate pe copii, pe o ieșire cu familia în aer liber, chiar dacă plouă afară. Deci, indiferent că plouă afară sau nu, puteți să ieșiți afară pentru că aerul proaspăt și contactul cu alți oameni sau contactul cu natura ne ajută cumva să ne deconectăm. Când vrei să ieși dintr-o stare de genul ăsta, tot timpul te gândești ce opțiuni ai. Și aici aș vrea să punctez zona de ajutor. Exact cum ai zis, poți să apelezi la cercul tău de cunoștințe, de oameni, de prieteni, de familie. E un cerc de ajutor cu care poți să faci schimb de activități, poți să te joci un joc nou, poți să ieși afară în natură să încerci o activitate nouă de sport, poți să mergi cu bicicleta. În schimb, atunci când simți că lucrurile sunt chiar apăsătoare și sunt foarte, pentru tine, sunt percepute ca fiind un lucru din care nu mai poți să ieși sau nu mai știi cum să ieși, e foarte important să ceri ajutor. Și nu e nicio rușine să ceri ajutor unui consilier, unui terapeut, unui psiholog sau pur și simplu unei persoane care te poate ghida prin întrebări să-ți dai seama ce poți face. E important să ai cu cine să discuți și persoana respectivă să fie pentru tine o oglindă. O persoană care să-ți arate toate trăirile pe care le ai și împreună cu tine să le desfacă pe fiecare pe bucăți ca tu să le vezi cu alți ochi. Să-ți dai seama cum anume le poți aranja. E ca un puzzle. Dar puzzle-ul ăla nu poți să-l faci tot timpul singur. Să stai și să te tot macini cum ai putea să găsești fiecare piesă din puzzle-ul celălalt. Și asta este, am identificat treaba asta, mai ales la noi femeile, ne este foarte greu să cerem ajutor. Pentru că avem impresia că noi trebuie să le facem pe toate. Știu că multe dintre voi aveți și copii, sunteți mămici, aveți responsabilități în business, aveți responsabilități acasă și cumva creștem și în mintea noastră că noi trebuie să le facem. Noi suntem femei puternice, trebuie să trecem peste tot, avem puterea să facem lucrul ăsta, dar pe de altă parte putem foarte clar să cerem ajutor de la un psihoterapeut, de la un coach, de la un psiholog, indiferent fiecare în ce zonă se simte mai confortabil, poate de la un prieten sau din membrii familiei, dar cred foarte mult în consiliere specializată, adică un membru al familiei s-ar putea să fie în aceeași situație emoțională ca și tine și atunci să nu fie neapărat cel mai obiectiv sfat. De aceea când mergem cumva către cineva în exterior, ar fi cea mai bună perspectivă pe care ne-o poate da, pentru că nu este angrenat emoțional în acea situație, poate financiară sau de familie,
cred foarte mult în aspectul ăsta de a merge către specialiști. Și apropo de ce ziceai de a veni ca și floriști spre clienți cu anumite sfaturi, ieri în emisiune mi-am dat seama că nu există în noțiunea oamenilor, clienților finali, nu există percepția asta, mă duc la florist să cer ajutor cum să îmi tratez o anumită plantă. Nu există noțiunea asta de experți ai plantelor printre floriști. Există floristul care vinde flori sau face un buchet sau cumpăr serviciile pentru o nuntă, dar nu există corelarea asta între florist egal expert al plantelor și al florilor și ar putea fi un bun, foarte bun moment pentru așa ceva. Cred că voi vă luptați cu același lucru care se luptă și un terapeut la un moment dat sau un psiholog, pentru că oamenii nu înțeleg neapărat serviciu, ce se întâmplă acolo. Exact. Și de multe ori mergem în zona asta de, ok, da, un sfat poți să primești și de la un prieten. Da, poți să primești un sfat, în același timp, dacă îl urmezi, nu mai ai dreptul tău de libertate, adică ce pot eu să aleg? Mi s-a spus să fac așa și așa voi face. Exact așa e și cu florile. Mi s-a spus că cea mai bună culoare pentru nunta mea, buchetul de mireasă, este violet. Violet merg. Dar trebuie să merg și invers. Trebuie să-l educ pe om să înțeleagă. Trebuie să-i povestesc ce fac eu. Ce face un terapeut? Ce face un florist? Să-l fac să înțeleagă care este beneficiul de a alege pe cineva specializat. Pentru că are tot background-ul de informații, toată experiența și te poate ajuta, exact cum ai spus, în a-ți oferi consiliere, în a-ți oferi un ghidaj înspre ceva ce poate tu la un moment dat nu știi neapărat că-ți dorești sau nu știi exact răspunsul respectiv. Și atunci, în zona asta, cred că merită să încercăm să-i ajutăm pe oameni să ne cunoască, să cunoască ceea ce facem și să vadă pasiunea pe care o punem în ceea ce facem în fiecare zi. Da, da, parcă ai spus cuvintele pe care le spun de o grămadă de timp. Trebuie să ne educăm clienții prin a le povesti, prin a împărtăși din ceea ce facem, prin a spune, dacă mergeți la un curs, spuneți-le că ați fost la un curs, să vadă că aveți deschiderea de a investi în evoluția voastră. Dacă, nu știu, ați primit diplome, tocmai am primit diplomele, sau dacă ați găsit ceva interesant într-o carte sau știți despre plante sau despre flori, împărtășiți-le, pentru că, credeți-mă, nu vă fură nimeni locul și să nu credeți că nu este loc suficient pentru toată lumea. De aceea noi împărtășim de ani de zile o grămadă de informații, pentru că este atât de multe informații și putem să dăm atât de mult încât nu se termină. Adică, indiferent câte emisiuni facem, tot mai este loc și de cursuri și de toate cele. Apropo, încă până săptămâna viitoare, marți, avem reducere 50% la toate cursurile noastre online și din 2 iulie începem o nouă grupă de foundation. Dar indiferent cât facem și cum facem, este loc pentru a împărtăși și cu cât împărtășim mai mult, cu atât se întoarce la noi. E foarte, foarte clară treaba asta și mi-am dat seama. Atunci când ajungem într-o stare din care poate noi ne-am revenit, dar ceilalți din jurul nostru sunt într-o stare de burnout, cum îi ajutăm să iasă? Poate soțul, partenerul sau copiii sau cineva din familie sau angajații sunt într-o stare de burnout. Cum putem să fim ca și suport și ajutor pentru ei? În primul rând, cred că ar trebui să ne deschidem ochii și urechile pentru oamenii care îi observăm din jurul nostru. Și mai ales când locuiești în aceeași casă cu aceleași persoane, îți dai seama că se întâmplă ceva cu ei. Dar dacă am fi foarte deschiși, ne-am pune antenele la contribuție și ne-am dat seama că se întâmplă ceva cu ei mai devreme, înainte să ajungă în partea de burnout. Și ce poți face e, în primul rând, să-ți faci timp pentru oamenii din jurul tău. Timp în care efectiv să stai și să întrebi, ok, ce ar fi potrivit pentru tine acum și ce ar fi calitativ să facem? Ok, vrei să ne uităm la un film, vrei să ieșim împreună la o plimbare în parc. Lucrurile astea ajută pentru că tu ajungi să înțelegi ce simte persoana în momentul respectiv. Dacă pur și simplu aștept și văd că lucrează foarte mult, că ajunge târziu de la servici, că, nu știu, copiii la un moment dat sunt demotivați și sunt irascibili, dacă las să se întâmple, să meargă pe făgașul ăsta foarte lung, la un moment dat s-ar putea ca singurul ajutor e să-i spui, ok, trebuie să te oprești, ai nevoie de ajutor specializat.
În schimb, ce poți face din timpuriu este să le fii alături. Să-ți dai seama, ok, dacă suntem aici în situația asta, ce ai nevoie din partea mea? Multe persoane au nevoie să fie ascultate. Să fie, să simtă pe cineva prezent, să fie acolo pentru ei. Și asta cred că e o chestie pe care nu costă, nu trebuie să ai nu știu ce informații în background, ci pur și simplu să-ți oferi timpul tău, să fii prezent acolo pentru oamenii din jurul tău. Ce mai poți face este să-ți dai seama sau cumva să le oferi feedback, să le spui, ok, observ că în ultima perioadă ești mai obosit sau obosită, observ că nimic nu te mai motivează. Să-i dai feedback, să-i arăți ceea ce se vede din exterior și poate persoana fiind acolo, lucrând foarte mult sau fiind foarte prinsă în sentimentele respective, nu poate neapărat să le vadă. Da, foarte, foarte interesant, pentru că s-ar putea, cum spui, atunci când vedem din exterior, să identificăm mai repede decât persoana care este acolo în problemă. Adică să vadă dacă soțul lucrează foarte mult sau soția lucrează foarte mult. Ar putea să vadă că la un moment dat, dacă lucrează foarte mult și nu întrerupe acel ritm, acea monotonie de care vorbeam, va ajunge inevitabil într-o stare de burnout. Dacă mai sunt și copii, mai gătești, mai alea, e clar că acolo se ajunge. Foarte frumos sfatul ăsta, să fii prezent pentru celălalt, înseamnă doar să poți să fii acolo și să vezi cum reacționează și să poți să povestești cu el. Cum ai spus, doar să fii ascultat e mare lucru și ajută foarte mult. Importantă, de ce am adus aici în discuție, pentru că știu că e specializată și pe zona de cuplu și foarte multe dintre femeile care mă urmăresc sunt mame și soții și a fost o perioadă în care toată lumea a stat împreună, la comun, chiar am zis că ori o să fie o perioadă de baby boom și o perioadă de mari divorțuri, știi, cam așa am zis că va fi perioada asta. Atunci când lucrezi din pasiune și faci din pasiune toate lucrurile astea, nu simți. Care crezi că ar fi totuși un moment bun să zici, ho, mie îmi place să fac, îmi place, aș sta toată ziua în atelier, îmi place să vorbesc cu oamenii și așa mai departe. Cum să-ți spui tu, ho, atunci când îți place ceea ce faci, tocmai ca să nu ajungi la starea aia de burnout? Toți cred că avem nevoie oarecum de un program. Și cred că e important să-ți propui anumite ore pe zi sau anumit program în care tu îți dedici full attention, toată atenția ta, toată pasiunea, toată creativitatea. Într-adevăr, în zona de creativitate nu poți neapărat să o programezi, da? Deci nu poți fi mai creativ de la 12 la 1, dar în schimb ce poți să faci este să-ți propui un target pentru tine. Încep dimineața la, nu știu, la 9, beau o cafea, încerc să văd ce se mai întâmplă online, dar pe urmă să zici, ok, 4 ore lucrez neîntrerupt pentru pasiunea mea, pentru lucrurile care mă pasionează, pentru ceea ce vreau să fac acum, ca pe viitor să am rezultat. Și trebuie să-ți propui zona asta de program, de ore la care lucrezi, câte ore pe zi, pentru că altfel vei avea tendința să lucrezi mult mai mult, să faci overtime, indiferent care ar fi pasiunea ta. Și atunci zici, ok, vreau să lucrez, astăzi lucrez 4 ore în perioada asta și vreau să am rezultatul X, Y, Z. Pentru că îți dai ție o temă de casă, te împingi pe tine să fii mai organizat, mai structurat. Și mai productiv. Dacă vezi că la un moment dat nu funcționează pentru tine chestia asta, da, deci astăzi am zis 4 ore, dar de fapt am lucrat 5 și poate n-am făcut atât de multe lucruri, atunci trebuie să-ți faci un pic o retrospectivă, să vezi ce anume n-a mers. Ok, mi-am propus 4 ore, dar am lucrat 5. Ce s-a întâmplat? Am devenit mai productiv în a doua parte a programului. Ok, atunci am mut programul, mut zona un pic mai târziu. Poate eu sunt o persoană în care lucrez mai bine dimineața. Și atunci încerc să mă ajustez. Dar dacă nu-ți dai un termen, dacă nu zici lucrezi luni, marți și miercuri și vineri, e seara mea de ieșit în oraș cu fetele, s-ar putea să ajungi în extrema cealaltă în care orice program, orice oportunitate ți se ivește, nu te mai mulțumește. Te duci tot la zona cunoscută, la zona ta de confort. Ce facem atunci când sunt foarte multe nuți?
acum lumea e lejeră și așa mai departe, ne plângem că nu avem de lucru, anul viitor ne vom plânge cât avem de lucru, da? În momentul în care intrăm în rutina asta și știm că ok, am putea să ne facem un program, dar totuși în programul ăla nu reușim să le facem pe toate. Pentru că avem și florăria, avem și nunțile care urmează, nu dormim nopțile și așa mai departe. Este un semnal de alarmă că nu facem lucrurile cum trebuie? Sau cum să facem? Pentru că în industria noastră este o practică care s-a implementat de a lucra nopțile. Pentru că florile să fie fresh, poate sunt foarte multe lucruri de făcut și nu apuci să le faci, atunci mergi peste noapte. Cunosc foarte multe floriste care au ajuns la spital de oboseală cronică și epuizare și care 6 luni pe an, cât era sezonul nunților, de joi până duminică dormeau câteva ore cumulat. Și atunci, în situația asta în care s-a instaurat imaginea asta în industrie, că doar așa se fac lucrurile, ce facem atunci? Există o metaforă foarte faină care îmi place și cred că mi se potrivește în persoanelor care sunt cumva în zona asta de specialiști sau freelanceri. Gândește-te că noi suntem ca un vas. Și dacă din vasul ăsta câtă iubire am eu și câtă creativitate și câtă pasiune am eu, tot dau celorlalți, la un moment dat vasul ăsta o să devină gol. Nu o să mai am ce să dau. Și dacă nu, fac un ciclu de reîncărcare a energiilor, de pur și simplu în care să stau să zic, ok, ce nevoie am eu? Da, într-adevăr, sunt foarte multe nunți, trebuie să lucrezi poate noaptea, dar asta nu te ține ca dimineața sau în prima parte a zilei să poți să te odihnești un pic. Creativitatea nu vine când ești foarte obosit, când deja dai prea mult celorlalți. Și atunci cred că e important să ne dăm seama, ok, bun, până unde, până în ce zonă pot eu să merg cu, cu lucrurile pe care le fac. Și nu e nicio problemă să ceri ajutor. Adică, cred că sunt alte persoane pasionate de flori care cu drag v-ar ajuta să faceți mai multe buchete și mai frumoase și să îi îndepliniți cumva nevoile clienților mult mai bine. Avem o întrebare de la Dina care ne întreabă dacă putem lua decizii bune majore când suntem în starea asta. Acum, în orice stare care e disfuncțională, ar fi bine să nu iei decizii majore. Dacă ești în zona de burnout, la un moment dat poate te gândești că cea mai bună decizie e să-ți dai demisia, să nu mai lucrezi sau la... Sau să renunți, sau să închizi florăria, sau da, așa. Da. Și cred că ar trebui să stăm puțin să ne gândim, ok, este reacția mea, e ceva la care pur și simplu vreau să zic gata, până aici, sau va trebui să pun plusuri și minusuri. Ce se întâmplă dacă iau decizia asta acum, când sunt în starea asta? Mă afectează starea pe care o am? Sau pur și simplu îmi dau seama că e o reacție? Sunt deja atât de lipsită de energie încât aș renunța la tot. S-ar putea pe urmă în deciziile astea bune și majore să regreți și cred că ar trebui un pic să ți iei timp să te gândești ce vrei să faci long term, pe un termen mai lung. Și atunci poți să eviți să iei decizii bune, dar până la urmă ce înseamnă o decizie bună? Sunt persoane care au renunțat cu totul la un anumit de domeniu și așa s-au apucat de partea asta de flori. Da, cred că cel mai bun sfat în momentul în care suntem într-o poziție atât de epuizată încât creierul nostru nu mai vrea să ia decizii, pentru că așa se întâmplă, adică nu mai vrem să mai auzim de clienți, de să mergem, să luăm marfă, de flori, să le aranjăm și așa mai departe, ne-am săturat de tot și am vrea să renunțăm la tot. Uite, este momentul în care putem să cerem sfatul unui specialist și Loredana a venit cu un foarte drăguț giveaway astăzi. Ea vrea să ofere o ședință de terapie pentru cine va câștiga giveaway-ul de astăzi și am să vă spun la final care este giveaway-ul pe care l-am pregătit săptămâna aceasta. Și cred că atunci când cerem un sfat și ne ajută cineva să vadă cumva din afară care este perspectiva cea mai potrivită,
ne poate ajuta. Și bună ideea asta ta, să știi că am să aplic și eu pe o hârtie, să pui avantaje și dezavantaje. Adică care sunt avantajele pentru care eu renunț, dacă renunț sau schimb ceva, și care sunt dezavantajele dacă renunț. Ce se întâmplă atunci? Pentru că la un moment dat îți vei reveni, vei ieși din pijamale, vei ieși din starea asta de, de motivare și îți vei da seama că de fapt a fost cumva ca și o poșghiță cumva emoțională care s-a pus peste pasiunea ta. Nu a plecat pasiunea, există acolo. Și sincer e păcat, chiar auzeam un interviu al fondatorului de la Alibaba și spunea, până în 20 de ani, până când în jurul vârstei de 20, să încerci foarte multe și să eșuezi în așa fel încât să-ți dai seama ce-ți place. După 30 de ani să începi pe drumul ăsta. Ei, după ce ai ajuns după 35 de ani, nu mai schimba cumva lucrurile până în 40, deja du-te pe ce ai început, pentru că acolo deja poți să faci performanță. Nu zic că nu sunt foarte multe dintre voi care, exact așa, în 30-35 de ani schimbăm macazul, dar și ne ducem să ne urmăm pasiunea și să facem ceva pentru noi, dacă până atunci ne-am dedicat familiei sau unui alt job. Acum, după 30 de ani, ne vine așa să o luăm către drumul pasiunii și a face lucrurile pentru noi. Revenind la treaba asta, este un moment bun să-ți pui întrebările astea cu avantaje și dezavantaje, chiar dacă nu ajungi în starea de burnout. Adică este un moment bun de a-ți face un check-in la viața ta și să vezi ce îți aduce, care sunt avantajele lucrului cu florile, care este avantajul afacerii tale cu flori, pasiunii pe care o ai cu flori, față de flori, care sunt avantajele și dezavantajele. Să știi că e foarte bună ideea asta. Mulțumesc tare mult, Loredana, foarte, foarte fain. Cu drag. Chiar asta povesteam și ziceam, în zona de consiliere, în zona de coaching, să zicem așa, ceea ce pot face și cumva cum pot ajuta este să vă ajut să înțelegeți care este de fapt root cause, care este problema, ce anume te face să fii nemulțumit. Și da, una din tehnici poate fi pur și simplu o claritate, o transparență. Ce beneficii am, ce lucruri nu o să meargă foarte bine și la care pot lucra. Și chiar de asta am zis, aș vrea să stau de vorbă cu fericita câștigătoare când o să fie partea de giveaway, pentru că putem să discutăm strict de cazul ei, strict de struggles-urile, de probleme pe care le are, pentru că altfel, în general, zona asta de soluții este foarte mare și da, poate ce funcționează pentru tine, poate nu funcționează pentru celălalt și zona de a sta tu cu tine are nevoie de foarte multă determinare. Zici, ok, până aici mă opresc și aici o să fac o listă și pur și simplu stai în bucătărie sau stai la birou și îți scrii, chestia asta e bine, chestia asta nu mă ajută sau e disfuncțională. Și îți faci cumva un check-in, exact cum ai zis, unde sunt eu acum și ce aș vrea să fac în viitor. Foarte frumos. Să știi că asta vă recomand tuturor să faceți, mai ales dacă schimbați macazul și veniți la Foundation sau vă determinați cumva să treceți la următorul nivel în floristică, pentru că Foundation până la urmă nu este doar un curs de bază, este cum să ajungi ca și designer florist. Adică chiar dacă ai experiență sau ești la început de drum, sunt principii și elemente, sunt tehnici de design floral care se învață și care te ajută să treci la următorul nivel. Și este un moment bun de a face un check-in, să știi. Chiar am să fac și eu un check-in să văd avantaje, dezavantaje a ceea ce fac în acest moment și cred că de acolo vine și o creativitate de a-ți dezvolta afacerea cu flori, pentru că vei vedea poate dacă nu funcționează anumite lucruri să renunți la ele și cu timpul rămas acolo să poți să-l umpli cu ceva ce funcționează, cu ceva mai productiv, cu ceva care să te ajute și să aducă plus valoare clienților tăi. Este o tehnică foarte interesantă, recent am auzit și eu anul acesta de ea, se numește KISS. Așa. Și vine din engleză, e partea de K-a, vine de la keep, I vine de la improve, start și stop. Adică să păstrezi ce anume păstrezi și funcționează, da? Deci ceva ce ați făcut deja și ați făcut foarte bine și vreți să păstrați în afacere, în partea de viață personală chiar,
ce poate fi îmbunătățit, improve, unde aș vrea să lucrez mai mult și pe cât termen, da, poate îmi propun 6 luni, poate îmi propun un an, partea de stop. Ar trebui să opriți anumite lucruri care nu funcționează și la un moment dat poate e greu să identifici ce anume, dar dacă sunt 2-3 lucruri foarte importante pentru voi, mai bine să nu le mai fac pentru că mă pot concentra pe celelalte lucruri. Și în zona de start e ceva extraordinar, care aș vrea să-l încep, chiar dacă știu că în următoarea perioadă poate n-am suficiente resurse sau poate că, exact cum ai spus, nu e o perioadă foarte bună, dar îmi doresc să ajung acolo. Și asta e foarte simplu, e ca un kiss, ca un copil. Da, foarte drăguții și ținem minte mult mai ușor așa acronimul ăsta de KISS, da? Să păstrăm ceva ce funcționează, să îmbunătățim ceva ce funcționează, dar ar putea să facă, să funcționeze și mai bine. După aceea S-ul era de la start și stop. Și stop, exact. Așa că eu, de exemplu, foarte mult când am perioade din astea în care vreau să mă reconectez cu mine, să mă deconectez de la ceea ce fac, călătoresc. Ce se întâmplă atunci când nu poți să călătorești e mai greu, îți găsești altfel restart-uri, dar călătoriile pentru mine au reprezentat totdeauna un fel de a mă restarta, de a-mi găsi din nou bucuria, de a-mi găsi din nou inspirația până la urmă, pentru că și creativitatea și inspirația, așa cum ai zis, când ești obosit nu funcționează. Adică trebuie să ți recapeți cumva energia și eu din călătorii mi-o recăpătam. Așa că vom anunța acum giveaway-ul de săptămâna aceasta. Este un city break în Cluj. Dacă nu putem călători în alte părți, dragilor, aveți șansa de a călători la Cluj. Aveți un city break în care vom pune la dispoziție acest apartament frumos. Vom face și poze și vom pune și în story-ul. Puteți să vedeți apartamentul. Este un apart hotel. Este de fapt un apart hotel făcut în stil de design. Sunt foarte, foarte multe elemente interesante aici în inima Clujului. Așa că aveți 3 nopți de cazare în Cluj-Napoca. Ce puteți să faceți ca să câștigați atât ședința de terapie cu Loredana, cât și un city break în Cluj-Napoca? Să dați tag la 5 prieteni care credeți că ar putea beneficia de o ședință cu Loredana și de un city break la Cluj și să dați like și share emisiunii acesteia. Așa că abia aștept să văd cine este câștigătoarea de săptămâna aceasta și cu cine ne vedem la Cluj. Pentru că dacă se nimerește și nu suntem și noi într-o altă călătorie, ne vom vedea la Cluj în city break-ul pe care îl câștigați. Așa că este ultimul giveaway de luna aceasta. A fost o lună foarte plină în care am dăruit și am primit la fel de mult. A fost ziua mea și mi-am propus foarte mult să dăruiesc în luna aceasta și asta am și făcut și această săptămână este ultima săptămână în care dăm aceste giveaway-uri. Așa că dacă vrei să câștigi un city break la Cluj și o ședință împreună cu Loredana, dă like și share și dă tag la 5 prieteni. V-am pupat și țineți minte că din 2 iulie începem o nouă grupă de foundation. V-am pupat, mulțumesc foarte mult, Loredana, pentru prezența ta și pentru sfaturile tale. Mulțumim tare mult! Pa!